Da. Plătit, de plătit în 48 de ore, 1500 de lei. Vă dați seama că am ales Bun. Varianta de a plăti 1500 de lei. Păi clar, da, procesul de constatare, mă gândesc că și cei de la OPC au emis o chitanță, nu știu, cum fac polițiștii când au amenzi. Nu, aveam dovada plății. Păi bun, dar amenda a fost de ce sumă? Amenda a fost de 15.000 de lei, da. Dar cu posibilitatea achitării în 48 de ore a 1.500 de lei. Păi, deci bun. Acesta este prejudiciul real. Păi da, bun, dar articolul respectiv nu a fost despre prejudiciu, a fost de neregulile sancționate. Da, așa este, dar plata, fiecare om se gândește când și o amendă de circulație, da, cât a plătit din buzunar, dar nu cât este cuantumul maxim al unei sancții. Deci, practic, dumneavoastră ați avut bani în vistărie și ați putut plăti 1.500 de lei în loc de 15.000 de lei. Exact. Am înțeles. Cât despre... Cum ar face orice alt comerciant? Care ar dispune de lichidități. Că dacă nu... N-aș veste. Am înțeles.